Numele meu e Lupu Dragoș, sunt medic primar cardiolog, sunt șeful secției de cardiologie de la Spitalul Sfântul Constantin. Aici efectuăm în această sală proceduri de cardiologie intervențională, cum ar fi coronarografiile, dar și arteriografii periferice, precum și angioplastii coronariene, și aici abordăm și proceduri dificile, cum ar fi rotablațiile coronariene sau litotriția coronariană în cazul pacienților cu stenoze sever calcificate. Abordăm și patologie periferică, angioplastii de artere renale, artere mezenterice, precum și angioplastii de artere ale membrelor superioare sau ale membrelor inferioare. 99% sau 98-99% din procedurile efectuăm pe la nivelul arterei radiale, pe la nivelul încheieturii mâinii. Un lucru foarte bun pentru pacient, practic este o anestezie locală, o mică înțepătură la încheietura mâinii și după coronarografie sau după angioplastie, pacientul se poate mobiliza. În cele mai multe cazuri, peste 90% din cazuri după angioplastie, a doua zi, pacientul poate pleca acasă. Va rămâne o seară la noi internat pe secție și se poate mobiliza în acest timp și a doua zi poate pleca acasă. În secția noastră sunt internați pacienți cu afecțiuni cardiovasculare, unde sunt investigați cu cele mai bune aparate disponibile pe piață, cele mai bune ecografe. Se poate efectua ecografie transtoracică, precum și ecografie transesofagiană și diferite ecografii vasculare. Pacienții sunt urmăriți printr-un sistem de telemetrie 24 de ore din 24. Ei sunt monitorizați și beneficiază de cele mai bune condiții și cel mai dedicat personal.